Să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Luca, capitolul 12. Vom citi pasajul biblic de la versetul 13 la versetul 21, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1005. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarea la unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grănarele și voi zide altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubisma și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin îndurarea Domnului, în această seară suntem împreună și după momentele deosebite, înălțătoare, de laudă la adresa Domnului, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt și ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Amin. Mai mult decât reușesc să explic eu, îmi dau tot interesul să explic cât mai logic și cât mai bine cuvântul Domnului, între noi este cineva care a scris Scriptura. Aleluia! Și dacă el este la lucru în biserică, de foarte multe ori aud oameni, eu predic un anumit subiect și vin oameni la urmă și spune cum ai spus dumneatale acolo, dar eu n-am spus. Omul e cu musca picăciulă, dacă înțelegeți expresia românească, adică cugetul apasă, Duhul Sfânt în timp ce eu vorbesc se duce la El și îi spune Tu trebuie să rezolvi problema asta. Și el atâta este de impregnat de vocea Duhului Sfânt că vine la mine și spune că am spus eu. Dar eu mi-aduc aminte foarte bine că n-am folosit termenul ăla și n-am folosit lucrurile acelea. De ce? Pentru că în biserică, la părtășie, când Duhul Sfânt lucrează, el nu numai că inspiră predicatorul, ci îți dă nuanța necesară ca să poți vedea ce anume poți să rezolvi în problema ta ca Dumnezeu să te asculte, să te binecuvinteze. Doamne ajută! Cuvântul Domnului din seara aceasta vine și vorbește de un moment deosebit. Domnul Isus predica Evanghelia ca nimeni altul, dar fiecare cu problema lui. Ne-am fi așteptat ca să existe cineva să pună întrebări pe subiect. Adică, dacă s-au vorbit de un subiect, pui întrebări pe subiectul respectiv. De foarte multe ori nu contează ce subiecte se vorbesc. De foarte multe ori nu contează ce discuții au loc. Tu ai problema ta. Și iată pe un om care nu l-a interesat ce o predicat Domnul până atunci. Nu l-au interesat alte lucruri din împărăția Domnului și a spus, Doamne, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. El avea o problemă. Problema asta o avea înainte de predică, problema asta o avea în timpul predicii și după ce s-a terminat predica, tot problema asta o avea. Deci nu avea nicio treabă cu ce s-a întâmplat acolo. Știți că de foarte multe ori același lucru se întâmplă. Când vii cu o anumită problemă înaintea cuvântului Dumnezeu, s-a putea să rămâi tot cu ea. S-a putea să fie tot în poziția respectivă. Și acum mi-aduc aminte îmi spunea un prieten că o invitat într-o zi pe cineva la adunare, într-o adunare inaugurată recent, frumoasă, deosebită și l-a invitat să asculte s-o străduit să cânte cât mai bine, ca și fratele Micula, ca și copiii, un predicatorul s-a străduit să predice cât mai bine, că orice predicator, eu n-am întâlnit predicator care spune predic slab data asta, vin data viitoare și să vedeți bine predic. Nu, toată lumea încearcă să predice bine, să cânte bine, nu este totdeauna cum ne dorim, dar ăsta e interesul să facem. Totuși a făcut la superlativ și la urmă s-a dus la prietenul lui care intrase pentru prima dată acolo și l-a întrebat cum ți s-a părut așa, Băi, a fost frumos, dar și lucru care m-a impresionat pe mine cel mai tare, care? Mai aveți candelabru ăla acolo. Cum l-ați prins voi acolo și stă așa? asta e tot ce a putut el reține de acolo. Stimații mei, dincolo de aspectele astea, între noi este prezent Hristos, slăviță în fenomen. Nu veni cu candelabre, cu moștenirea, cu problema ta. Gândește că e vorba de sufletul tău. Și ai o ocazie unică să-i pui problema ta în mâna lui și el să ți-o rezolve, Doamne ajută. Așa au făcut și asta. Doamne, spune fratele meu. Și atenție, acolo era cel mai bun specialist în tabulări și cadastru. El știa totul din satelit, pe vremea aceea nu erau sateliți, dar el știa totul din satelit. Că până unii își ține la milimetru fiecare parcelă. Știa nu numai ce moșteniri aveau, totul știa. Și totuși nu se bagă în toată treaba asta vine și spune, cine m-a pus pe mine judecător sau? Păi ești Fiul lui Dumnezeu, cum adică? Ai toate acreditările, ai terminat facultate, ești un om inteligent, ești cu tare. Dumnezeu, dacă nu m-a pus cineva, nu mă ocup de asta. Pe noi cine ne pune să ne băgăm în viața altora? Avem acreditări? Cine ne-a pus să ne băgăm în familia altuia? De foarte multe ori, Suferim ca unii care ne amestecăm în treburile altora. Știm să împărțim și averea altora, știm să discutăm cum trebuie să-și crească alții copiii, știm cum trebuie să păstorească alții biserica, dar nu avem acreditări în domeniul ăsta. Uite pe Domnul Isus Hristos, înțeleptul înțelepților, vine și spune, m-a pus cineva pe mine, că cineva l-a pus pe el, tatăl l-a pus, dar nu să fie împărțitor de avere, l-a pus să vină în lumea noastră să ne mântuiască. Ceea ce aș făcut, slăviți să fie Domnul. Pământul le-a rămas părțit, uite, pentru că nu l-a pus nimeni pentru treaba asta. Știți cât e de important când intri în biserica Domnului să vezi la și te-a chemat Domnul și să te ocupi de lucrurile respective. Suntia ia lucruri care nu te-a chemat Domnul, nu ești tu. O... Ne-ți spune cineva, băi, dar tu ești băiat, fășneat, mai. Dar în Dumnezeu, ești o femeie foarte inteligentă. Și ar fi stibaci acolo. Și ar fi stibaci de acolo. Și marile probleme pe care le avem noi în biserică sunt tocmai pentru că ne băgăm. Că dacă am stat la locul nostru, în domeniul în care ne-a chemat Dumnezeu, toate ar merge foarte frumos, cu Doamne ajută, poate pricepem. După care Domnul Iisus Hristos vine și le spune o pildă a unui om care avea o suprafață de pământ. Se pare că omul ăla trăise pe suprafața aceea de pământ până la momentul respectiv și trăise bine. Într-un an, marele agronom care este Dumnezeu i-a dat vreme de arat, de semănat, și foarte interesant, i-a dat vreme și de secerat. Pentru că există de foarte multe ori oameni care investesc în arătură, în, discu în discuirea pământului, însemnată, în sămânță de calitate, după care îi bicidează, prășesc, se ocupă de teren și când se secere vine ploaia și încolțește greu un spic. Nu poate intra pe o grol să ia. Și toată investiția este anulată pentru că nu are vreme de secerat. Uite că ăsta are și vreme de secerat. Dar are o mare dilemă. Anul respectiv, producția este record. Și atunci el spune, și atenție, pasajul Bibliei spune, el se gândea în sine, deci nu vorbea cu glas tare prin o gradă. Băi, ce fac acum, măi, am bogății. Nu, nu, gândea în sine. Veșinii nu aveau de un zvadă și gândește el în sine. Nevastă sa, n-avea ce să vadă cum gândește el în sine. Fiecare dintre noi mai gândim în sine anumite lucruri. Judecățile noastre, condamnările noastre, nu le facem cu voci tare. Ele sunt în sile. Disprețul nostru față de cineva, nu-l spunem pe față, băi, ăla e calic, e sărman, nu-l duci capul. Nu, nu. Astea le spunem toate în sine, în sanctuarul ăla interior, unde credem că nimeni nu știe, da, într-adevăr, din cei lați de împrejur, nimeni nu știe cât de disprețuitori, cât de miștocari cât de răutăcioși, cât de răzbunători suntem noi în sine. În afară avem un zâmbet comercial de credincioși, de credincioși inspirați. Or, din, frații mei, cineva primește, privește și în sine. Se uită acolo să vadă ce e adunat acolo. Și el vorbea în sine și spunea, am o dilemă, am prea multe produse. Oare ce ar trebui să fac? Știu. Investiții. Voi dărâma vechile depozite, vechile grănare, vechile locuri unde puneam, voi clădi altele mai mari, voi strânge acolo toate rodurile și toate bunătățile mele și apoi voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani și continuă el și spune, odihnește-te, mănâncă, bia și veselește-te. Cam asta e viețul fiecărui om. De ce nu ești frate la biserică duminica dimineața? Frate, acum ai de câștigat bani, acum ai de. dar peste săptămână. Frate, acum, stânăr, acum trebuie construit, acum trebuie lucrat. Dacă nu o să vii. Mai târziu, după ce am casă, după ce am garaj, în garaj am mașina aia, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, într-o zi voi zice sufletului meu, suflete, acum ai de odihnit, acum ai, și atunci începe vizite pe la doctori, și atunci spune doctorul că trebuie să te mai duci în altă parte, că analizele nu sunt bune și cu tare și așa mai departe. Te trezești la un moment dat că ai adunat ceva, dar n-ai credință să mergi mai departe. Pentru că acum îți trebuie credință pentru vindecare. Vin păstori pe lângă tine cu sticluța, cu un și spun, doar dacă credeți voi, că eu n-am de unde. Eu n-am adunat credință, nici duminică dimineață, nici joi seara, nici în slujbi speciale. Eu am adunat bani. Cu bani nu se poate face nimic, nu. Dintr-o dată banii nu mai au valoare. Dintr-o dată suprafețele, terenul nu mai au valoare. Casele, blocurile, cartierele nu mai au valoare. Singurul lucru care are valoare este Căci deci mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar tu nu-i ai pe Tu nu-i ai pe Tu ești jicnit. Tu le-ai tot cu hârba asta de mașină, umbli măi. Uite la mine ce mașină mi-am dat eu. Stimații mei, lucrurile astea se întâmplă între noi. În seara asta, din textul ăsta biblic, aș vrea să vă vorbesc câteva lucruri care sunt foarte importante. Că omul ăsta, când gândea în sine a fost cineva care s-a uitat la ce gândea el și a spus, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și tot ce e gonisit tu, ale cui vor fi. Fiecare dintre noi avem urgențe, avem planuri, multe dintre ele nu sunt între ele. Ca să ai o casă nu-i rău, ca să ai o mașină bună nu-i rău, ca să ai o firmă nu-i rău. Sunt lucruri bune, dar nu sunt prioritare, frații mei. Nu sunt prioritare. Dacă îngăduie domnul viață, sănătate, le putem avea și pe alea. Dar altele sunt prioritare. Altele trebuie să stea înaintea noastră. Dar uitându-ne cu ce avem noi, cu copiii noștri, cu situațiile noastre, uităm câteva lucruri foarte importante pentru viața noastră. Omul ăsta s-a luat cu ogoarele, cu recolta, cu tot ce avea el și a uitat câteva lucruri foarte importante care l-au surprins. Primul lucru pe care l-a uitat omul acesta bogat a fost că Dumnezeu are ultimul cuvânt s-a uitat. Vedeți că în, în, toate, în tot discursul său lăuntric, interior, n-a existat cuvântul Dumnezeu. N-a existat noțiunea de Dumnezeu. Poate există câteodată pe buzele noastre, Doamne ajută, spunem noi. Dar în sanctuarul nostru interior, contează enorm de mult dacă cuvântul de Dumnezeu, dacă va vrea Dumnezeu, dacă rânduiește Dumnezeu, dacă dă Dumnezeu, Lucrurile astea în mintea multor oameni nu există. În interiorul lor nu există. Și tocmai lucrul ăsta l-a uitat el. A uitat că Dumnezeu susține viața noastră. Noi nu ne putem susține viața. Câteodată rămânem uimiți cât de firavă-i viața umană. Dintr-un om cât un munte care face joche în fiecare zi, care aleargă, care mănâncă numai bio, îl vezi că dintr-o dată se îngălbinește la față, cade jos, vin ăștia, îi fac resurcitări și ajunge o legumă în foarte scurt timp dacă nu cumva decedează. Și să bă, păi, băi, băi dar da, era acum lângă mine, mai da, dar cât de fierabi suntem. Cel ce ne ține viața nu suntem noi. Că dacă am ține noi, noi încercăm să o susținem cu vitamine, cu perfuzii, cu tratamente, cu doctori pe lângă noi. Dar nu noi susținem viața. Noi nu avem cum. Nu putem pătrunde în sanctuarul respectiv. Apostolul Pavel spunea în fața filozofilor stoici și epicurieni că Dumnezeu este Cel ce ne dă viața, mișcarea și ființa. El se ocupă de asta. Noi nu ne ocupăm de așa ceva. Sunt niște automatisme cu ghilimele de rigoare pe care El le-a așezat în noi. Nimeni nu-și verifică multiplicarea celor, Scoală dimineața și spune să multiplică. Toate celulele umane mor mor, dar sunt înlocuite de altele și nu mai multe, ci exact cât trebuiește. Te tai la o mână, te tai la o mână, ai tăiat piele, ai tăiat grăsimi și ai tăiat poate și mușchi. Cineva calculează ce ai tăiat acolo, câte celule sunt, tu nu știi câte celule sunt, câte miliarde de celule sunt, dar cineva calculează câte celule de mușchi s-au tăiat, vine și repară, celulele găsime, celul de piele și îți rămâne o simplu, nu-ți crește mâna dublă, cu fabrica de mulțire s-a deteriorat s ți-a crescut o mână mai mare acum, dintr-o dată, ai o palmă mai mare. Nu, toate sunt reglate de altcineva, nu de tine, nu te ocupi tu de asta. Când mănânci o mâncare, când mănânci o mâncare, corpul trebuie să găsească rețeta optimă, când mănânci sarmale trebuie o anumită digestie, când mănânci friptură trebuie o anumită digestie și când mănânci salată îți trebuie o altă digestie. Nu calculezi tu cât sunt gastric, pancreatic și biliard ai acolo. Ce altcineva calculează toate astea să nu fie nici în surplus și nici în minus ai indigestie. Și în fiecare zi Dumnezeu îți calculează să ai tot ce-ți trebuiește ca să te simți bine și la nivel de digestie cancerul este o mulțire celulară necontrolată. Toți avem celule canceroase în noi. Dar există sistemul imunitar care vede celulele defecte și le oprimează, le nimicește. Ei, când la un moment dat celulele încep să mulțească necontrolată, îți apar celulele hepatice prin piele, ți apare tot felul de metastaze numite așa. De ce? Pentru că dintr-o dată celulele au luat raza. Noi nu controlăm lucrurile astea altcineva ne dă viața, mișcarea și ființa. Nu doi dăm comandă inimii să bată de 85 de mii de ori pe zi, cum spunea fratele. Nu noi facem asta. Ea funcționează și pompa asta funcționează ani mulți, ani mulți. Dar la un moment dat, Dumnezeu ne susține viața pentru un scop. Dacă trăim, există un scop pentru care există. Nu ca să mâncăm bine și să răgăim bine. Nu, e bine să mănânci bine, sănătos, e bine să ai o digestie bună, dar nu este scopul principal. Ci Dumnezeu ne ține viața, ne susține viața, în primul rând să-L căutăm pe El. Lasă ăsta e, e sensul vieții. Sensul vieții nu-i să ieși la pensie, cu toate că e bine să ajungi să ieși la pensii, să iei pensie, măcar că ai muncit. E bine, dar nu este scopul. E un cel bun, dar scopul principal este să-l căutăm și să-l găsim pe El. De aceea apostolul Pavel spunea în Faptele Apostolului, capitolul 17 cu versetul 26 în felul următor: El Dumnezeu a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se să-l găsească bășbăind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Stimații mei, ăsta e scopul pentru care trăim. Scopul pentru care trăim nu e să fim bogați, nu i să fim neapărat sănătoși. Scopul pentru care Dumnezeu ne susține viața și toate automatismele acestea este ca noi să-L căutăm pe El. Amin. Dacă ai încheiat viața asta, oricum o închei, găsindu-L pe Dumnezeu, ești cel mai fericit om. Ți-ai atins scopul. Dacă ai încheiat viața asta și pe agenda ta îi ai pe toți premierii, pe toți președinții, pe toți șeicii, pe toți oamenii din lumea asta, ai toate bogățiile lumii în acestea, dar nu ți-ai atins scopul pentru care Dumnezeu ți-a dat viața, ești un ratat, ești un pierdut. De aceea este important să stăm în fața Evangheliei. Eu nu contează ziua mormântării tale dacă te urmăresc mașinile tale și vin ăștia toți până la cimitir cu la Lamborghini, cu Ferrari și cu tot felul de mașini scumpe. Nu te ajută la nimic. Singurul lucru care te ajută în ziua mormântării tale este dacă în viața ta mai scurtă sau mai lungă ți-ai făcut timp să-L cauți pe Dumnezeu băjbăind, adică insistent, determinat. Domnule, îl caut până îl găsesc. A băjbăind înseamnă El nu-i departe de mine, e aici. Doamne, eu te caut în colțul ăsta, dacă nu te găsesc aici, te caut în altul. dacă nu te găsesc, te caută, dar eu nu mă las până nu te găsesc. La ăștia li se descopere Dumnezeu. La oameni care vin așa și aș spun, am venit azi aici, dacă vrea Dumnezeu să se descopere, bine, dacă nu mă duc la alimeli, n-ai parte. Sunt microbiști care spun, Doamne, am văzut o, o repriză a unui meci de fotbal dintre două echipe care nu le știe nimeni și vor dispărea în istorie și pauză. Își reclame la televizor. Doamne, în pauza asta de 15 minute, dacă vrei să-mi tine scopii, îți pe fază, dar după aceea să o ocupa cu o doua repriză. El se așteaptă ca Dumnezeu spună băi, ce e minunat că mi-ai pierit o fereastră din viața ta. Doar cei care caută determinat cu toată pasiunea Aleluia. se vor întâlni cu Dumnezeu. Aleluia. Restul se vor întâlni cu o religie, cu un preot, cu un pastor și cam atât. Dar nu cu Dumnezeu. Și nu uitați, noi suntem după chipul Lui. De aceea e important să ne întâlnim personal cu El. Și ar fi fost foarte dificil pentru noi să-L găsim pe Dumnezeul incomensurabil. Noi trăim pe pământ. Pământul este ca o mingiucă în calea lacteei. E ceva care se pierde efectiv. Ca și calea lactee sunt sute de miliarde de căi lactee în universul ăsta. Și cel ce le-a făcut este Dumnezeu pe care nu-L pot cuprinde cerurile cerurilor. Cum să-l cunosc eu, unul din cei 8 miliarde de oameni pe minjuca asta, pe cel ce nu-l pot cuprinde, bisericii. niciodată n-aș putea să-l cunosc. Dar la vremea potrivită, Dumnezeul etern s-a făcut ca și mine, ca eu să-l pot vedea, să-l pot atinge, să pot crede în el și a venit la noi ca și noi și spuneau apostolii ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă, l-am întâlnit pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit în persoana lui Isus Hristos și oricine îl acceptă pe Isus Hristos ca Domn, se întâlnește cu Tatăl care este Dumnezeu. Totul se conturează aici. De aceea Biblia spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe fiul, n-are nimic. Totul se rezumă foarte simplu. Că altfel ne pierdeam, frații mei, prin galaxii. Dacă ni se dădea o navetă spațială să-L căutăm pe Dumnezeu, tot nu-L găseam. Dar la vremea cuvenită Dumnezeu a venit la noi. Ni s-a făcut descoperit. Și într-o zi, unul dintre apostoli spunea, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este destul. Și Domnul Iisus, ca o formă de reproș, spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, pentru că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. De atunci încoace singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu nouă, pentru că ne susține viața, este să-L primim pe Fiul Său și să credem în El. Și dovada că L-am primit pe Fiul Său și că credem în El, El este Sfânt. El este vrednic de toată ce este că eu mă pocăiesc. Eu nu am contract cu Fiul, suntem parteneri. Nu, nu. Eu sunt un păcătos și fiul său a venit să mă mântuiească dându-mi harul. Harul înseamnă ceva nemeritat. Dar harul ăsta nu-l dă la orgolioși, la mândri, la oameni în care nu se văd păcătoși. De aceea, Domnul Isus în dese rânduri spune că a lăsat 99 de oi pe Isla și s-a dus după cea pierdută. Că cerul întreg se bucură mai mult de un singur păcătos care vine la pocăință, decât de 99 de oameni nepreeniți care n-au nevoie de pocăință. Răspunsul meu vis-a-vis -vis de Hristos, baza faptului că eu cred în Hristos și-l accept pe El, este că eu mă pocăiesc, Doamne ajută! Amen. Dacă urmărim lucrul acesta, frații mei, ne atingem scopul vieții, ne atingem starea aceasta. De aceea e important și Dumnezeu ne dă timp tocmai pentru asta și la bogatul acesta i-a dat timp. Că bogatul acesta putea cadă jos pe loc, pe loc și să moară. Totuși Dumnezeu îi spune nebunule în noapte. Da, până la noapte ce faci? Până la noapte ce faci? Spune Dumnezeu nebunule, noaptea asta pleci. Păi vă dați seama care are șansa până la noapte să rezolve problema? Că Dumnezeu ne dă timp de pocăință, slăviți să Domnul! ne aduce la adunare, ne mai vorbește din Scripturi, ne duce la o slujbă de privec și îți ridică o întrebare. Și îți spune, măi, ție s-a putea să mai 24 de ore sau 6 ore ai rezolvat ceva din toată treaba aceasta? De aceea, frații mei, primul lucru pe care îl uităm, ne luăm cu școlile, cu afacerile, cu una, cu alta, uităm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ori, stimații mei, Dumnezeu cercetează nu numai ce spunem noi, știe și gândurile noastre și planurile noastre. Și când vede că planurile noastre n-au niciun gând de pocăință, și când văd că planurile noastre n-au niciun gând de întoarcere la Domnul, Dumnezeu întreabă ca într-o pildă, la ce să mai ții tu umbră degeaba pe pământ? La ce? Dacă n-am niciun răspuns din partea ta, dacă te-ai blocat așa, te-ai împietrit în împietrirea inimii tale, la ce? Și Dumnezeu în suveranitatea Lui, pune capăt vieții omenești. Moartea este modul în care Dumnezeu încheie viața multor oameni orgolioși și care nu doresc să se pocăiască. Moartea este totodată modul lui Dumnezeu de a duce la odihnă mulți slujitori și multe suflete care au ostenit pentru el. Prin moarte, oamenii aceștia câștigă, e ultima lor afacere câștigătoare. De aceea Apostolul Pavel spunea, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. E ultima afacere unde ești în câștig. De ce? Pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui este Cel ce așează lucrurile acestea. Pentru credincioși toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor. Însă pentru tot ceilalți oameni, Dumnezeu încheie. Cumva încheie lucrul acesta. Și am întâlnit oameni, frații mei, cărora Dumnezeu le-a dat șansă. Atât de împietriți au fost în starea lor, încât n-au văzut niciodată. Nu le venea să creadă că pleacă. Sperau totuși să mai poată trăi. Credeau că au contract să trăiască 200 de ani. Așa se comportau. Ori, stimații mei, toate aceste lucruri o să le vedeți în prejurul dumneavoastră. De aceea e foarte important pentru noi să ne uităm că Dumnezeu are ultimul cuvânt, slăvit să fie Domnul. Gândește-te la aspectul acesta, pune-l în mintea ta, totdeauna să fie acolo Dumnezeu, dacă rânduiește Dumnezeu. Obișnuiesc să mă gândesc totdeauna la aspectul acesta. Există un, un pasaj biblic în Cartea proverbului spune, recunoaște-l în toate căile tale. Băi, când te duci, gândește-te, Doamne, păzește-mă tu. Sunt o grama de adrogați, de abieți care ies pe drum. Să iasă altă dată și nu iasă în fața mea. Doamne, păzește-mă. De aia are sens rugăciunea. Sunt mii și mii de îngeri care, sunt puși în slujba celor ce vor moșteni mântuirea. Știți ce așteaptă ăștia? Așteaptă să intervină pentru noi, dar există niște legi. Și una dintre legi este nu aveți pentru că nu cereți. O rugăciune la asta e făcută. Roagă-te la plecare, la venire. Cerem numele Domnului. Pune numele Domnului peste tine, peste casa ta. Pune-l pe Dumnezeu în gândirea ta. Când faci o afacere, cheamă-l pe Dumnezeu. Doamne, vreau să fac o afacere, vreau să câștig bani pentru mine și pentru alți oameni, să i dau o pâine mai albă, ceva mai bun, Doamne, dar nu mă lăsa să cadă în mâna unor profitori. Îți închide Dumnezeu și nu fi supărat. Stai liniștit că Dumnezeu știe mai bine ca tine. Ce se urmărește și ce planuri sunt. Ori pune-l pe Dumnezeu în viața ta pe primul loc. Doamne, ajută. -l. Nu uita de El. Pentru că te iei de foarte multe lucruri și adunarea, frații mei, e făcută tocmai ca să nu-ți de el. După cum ați văzut cum am intrat aici, s-a vorbit de harul lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu, s-a cântat de bunătatea Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Adunarea îți aduce aminte de Dumnezeu, de harul lui, de pocăință și de răspunsul nostru la harul lui Dumnezeu. Aleluia. Când lipsești de la adunare, să vezi că nu-ți mai aduce aminte de Dumnezeu. Te deranjează când trebuie să mai vii din când în când te deranjează, pentru că nu vrei să-L pui pe Dumnezeu în planurile tale. Și încetul cu încetul uiți și eviți subiectul acesta. Ăsta e primul lucru pe care de foarte multe ori oamenii îl uită. Și luați cu alte probleme, nu uită de bani, nu uită de afaceri, nu uită de sănătate, nu uită de viață lungă, nu uită de pensie, dar uită de Dumnezeu care le poate da pe toate. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez din textul ăsta biblic, uită că sufletul nu-i proprietatea noastră. Există o parte imaterială în noi pe care Dumnezeu ne-a împrumutat-o, de ele se numește sufletul. Și partea aceasta imaterială dorește să fie tratată corespunzător. Bogatul ăsta a spus și voi zice sufletului meu, suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Pentru că sufletul e meu. Dacă vreau, îl duc la biserică, dacă vreau, îl duc la discotecă. Dacă vreau, îl țin acasă, dacă vreau, fac cu tare lucru. Chiar meu, e proprietatea mea. Problema este că, la un moment dat, cu toate că sufletul este proprietatea ta, Dumnezeu este unul care respectă proprietatea. Dacă vă uitați la legile lui Moise, foarte multe din ele au treabă cu proprietatea. Să nu poftești proprietatea cuiva. Să nu poftești nevasta cuiva. Să au treabă cu proprietatea pentru că Dumnezeu onorează proprietatea. Dar pentru că sufletul nu-i proprietatea noastră, într-o zi Dumnezeu cere sufletul. Și nu contează cine ești, că ești rege, că ești tată la cinci copii, că ești mamă la șapte copii, predai inventarul. Avem slujbe de privești și de mormântare după aceea, dar sufletul îl dai. De ce? Că nu-i proprietatea noastră. Dumnezeu ne l-a împrumutat pentru o vreme, sufletul. Și sufletul îl avem pe stoc, îl avem pe inventar, îl avem în viața noastră. Ce facem cu el? Pentru că de la prima minciună pe care am spus-o și ne-am înroșit, noi am pătat Sufletul. Apoi, când am trântit ușa la părinții noștri și am bombănit prin casă, din nou am pătat Sufletul. Apoi ne-am luat cu ceilalți colegi, am scăpat o înjurătură, am pătat Sufletul. Și apoi ne-am făcut Sufletul care era altădată alb și curat, ca blana unui pantere, nu mă pete așa. Și venim la oameni care după 20 de ani de făcut o grămadă de lucruri, mai multe sau mai puține, de la cele mai mici, unele până la cele mai mari, și îi spunem, sufletul se poate curăți, dar prin pocăință. Și omul respectiv spune, eu vreau să fiu și să rămân în credința în care m-a născut mama mea și tatăl meu. Dar mai ești acolo? Dar mai ești în poziția aia? Niciodată la o maternitate n-am văzut pe cineva pe un copilaș mic să spună, băi, s-a mai născut unul, e ziua lui onomastică, are trei zile, hai să sărbătorim cu țuică, hai să sărbătorim cu jocuri, așa, hai să facem. Nu, toți să-ți liniștiți acolo, toți plâng numai să fie hrăniți atâta, mai târziu, spun minciuni, mai târziu. Și fiecare vrea să rămână în credința aia, nu mai este acolo. Dintr-o dată, noi avem o mică problemă, nu contează, suntem pentecostali, baptiști, ortodoxi sau altceva, noi avem pietre pe suflet și sufletul trebuie dat înapoi. Și problema este că dacă ai ceva împrumutat, îți pui problema cum returnezi împrumutul. Că proprietarul vrea măcar, cum ți-l-a dat? Măcar că ți-a ți împrumutat o mașină. Nu-l mulțumește cu nimic că tu îi duci mașina fără geamuri, fără motor, fără nimic. Spui, asta e o caraserie la mașina ta. Bucuros, el și-o recupera caraseria, nu? Frații mei, trebuie să-i dai măcar... Ce ți-a dat? Ei, Dumnezeu ne-a împrumutat Sufletul. Și într-o zi, ne-l va cere înapoi. Cum arată el? De aceea, Dumnezeu ne-a dat o soluție. A știut că noi nu putem rezolva problema asta. Că dacă Sufletul nostru se putea iar, se, se putea spăla de păcate prin rugăciuni, găseați în Biblie, faceți și stăm puterea voastră. Dar nu-l trimit pe fiul meu. Am un singur fiu, de aceeași natură și esență cu mine. Co-etern cu mine. nu îl trimit în lumea voastră rugați-vă de 300 de ori pe zi, că nu vă greu, dar nu-l trimit pe fiul meu. Dacă păcatele noastre de pe suflet se puteau ierta cu post, mi ne spunea din 365 de zile, postiți 300, fără probleme, dar nu-l trimit pe fiul meu. Dar toate gesturile și faptele și tot ce am putea face noi, nu pot să ierte, pentru că tot ce avem noi și facem noi este imperfect. Noi suntem imperfecti și tot ce producem este imperfect. Fie că e post, fie că e rugăciune, fie că fapte, toate sunt imperfecte. Și nu pot să aibă valoare. De aceea Domnul ne spunea în Biblie că și toate faptele voastre bune sunt o haină bânjită înaintea mea. Este un termen acolo, un original, mai, mai denigrator. E ceva scârbos. Înaintea mea, spune Dumnezeu. Hei, cum reușesc eu să îmi spăl E ca și cum ai pete pe suflet și vii la un moment dat cu niște, cu niște țărână, cu niște cenușă și dai pe, pe sufletul, crezând că s-au și petele în modul ăsta. Nu se poate. Tot ce am face noi, nu mă întindem pata păcatului și a mizeriei din ce în ce mai mult. De aceea, la vremea cuvenită, Dumnezeu ne-a trimis soluția. Și soluția a fost Fiul Său. Hristos a venit în lumea asta nu să trăiască mult și să la pensie, nu să mănânce bio, ci a venit în lumea noastră să moară pentru păcatele noastre. Noi nu suntem mântuiți și spălați de păcatele noastre pentru că Hristos a înviat morții. Nu! Noi nu suntem iertați de păcatele noastre pentru că Isus a făcut vindecări a unor boli incurabile. Nu! Toate astea au dovedit că este Fiul lui Dumnezeu. Dar ca tu și eu, să avem șansa iertării și spălării sufletului, a trebuit ca Iisus să ia crucea să o ducă la calvar. Și acolo la calvar și a întins mâinile și din palmele Domnului Iisus, și din picioarele Domnului Iisus, și din fruntea Domnului Iisus, și apoi din coasta Domnului Iisus, a curs singura soluție care iartă și astăzi păcatul, sângele lui Isus Hristos. De atunci încoace, orice om de pretutindeni poate avea sufletul curățit și spălat, în sângele Domnului Isus Hristos. Amin. Stimații mei, frați și surori, Dumnezeu nu-i surprins că noi greșim. Dumnezeu nu-i surprins că producem ceea ce producem. Dumnezeu nu-i surprins că suntem răutăcioși. Dumnezeu nu-i surprins că suntem răzbunători. Dumnezeu nu-i surprins că ne uităm unde ne uităm. Dumnezeu e surprins că ne-a dat soluție și nu o folosim. De aceea în Biblie veți vedea că oamenii vor fi judecați nu de păcatele lor, ci pentru că n-au crezut în singurul nume al Fiului Lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cum ne naștem, ce suntem și ce putem produce. Știe tot! Dar Dumnezeu ne-a dat tot ce ne trebuiește ca noi să avem hainele curate și sufletul spălat. Aleluia. În cartea Apocalipsei există un moment când Ioan, apostol Ioan, care a stat cu Domnul Iisus trei ani și jumătate, ne arată Sfânta Scriptură că este întrebat de cineva, de un bătrân de acolo, cine sunt aceștia îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână? Și frumos la Ioan, că Ioan putea să spună că la momentul actual sunt frați care au trei zile și dacă îl întrebi din Apocalipsa, el știe, își dă cu părerea de acolo, cam ce părere are el de Apocalipsa, de venirea Domnului, de mii de ani, știi tot de acolo. Uite-l pe Apostolul Ioan care a stat cu Domnul Iisus, a stat la cu capul la sânul Domnului Iisus, de aia Evanghelia lui e diferită de toate celelalte Evanghelii, vine la un moment dat și îl întreabă ăștia cine sunt. M-aș fi așteptat ca și ăsta să bage în seamă și spună, părerea mea teologică este că ăștia... Nu, 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 nu. El vine și spune simplu, nu știu. Și așa aflăm și noi cine să ea. Că bătrânul ăla vine și spune, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele? Dar de ce le-au spălat și le-au albit? Când e un costum de un ilei, prima îl duci, duci la spălătorie? Prima îl curăți? Nu! Ei și-au mânjit hainele, erau ca mine și ca tine. Trăim pe pământul ăsta infect, plin de păcat la tot pasul, ei și-au mânjit hainele și n-au avut altă soluție de curățare, de albire hainelor decât sângele lui Isus Hristos. Să ne ajute Domnul să folosim. Pentru că uităm că sufletul ne este împrumutat. Înainte de cină ne aducem aminte să venim imediat și spunem, asta e o, e o chestie destul de, așa, cum să vă spun eu, toată luna mai greșim într-un domeniu sau altul, dar la cine venim și spunem, Doamne Iisuse, te rugăm, o sunt gata să iau cina, te rog, păcatele astea care le-am făcut eu, movila asta, mai mare sau mai mică, Aruncă o în marea uitării. Ne imaginăm un buldozer, lasă la jos și împinge păcatele noastre în marea uitării. Noi slăviți să fie Domn că avem teren liber de acum înainte. Stimații mei, când Dumnezeu ne cheamă să identificăm păcatele, nu ne cheamă să ne mărturisim păcat că El nu le știe. Când spune mărturisiți-vă păcatele, nu spune că prezentați lui Dumnezeu păcatele pentru că El e curios, că nu știe. Ba da, știe, când eu mărturisesc păcatul, înseamnă că l-am identificat ca păcat. Adică mă duc și spun lui fratele, băi frate, metal, ești așa, băi, bai eu așa, bun la cina Domnului, eu trebuie să rezolv problema, Doamne iartă-mă. Și Dumnezeu spune, da, dar de ce să iert? Păi de toate care a făcut eu, că le-am zis, nu, 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 el le pe rând. Păi am zis lui fratele că e așa, că e așa, că e așa. Bun, vrei să te sfințești în domeniul ăsta? Da, sângele meu te curăță de am zis și lua la altul, i-am zis că e așa, e așa, am făcut, vrei să te sfințești? Da! Și în modul ăsta te curăți și te pocăiești. Știi că data viitoare când vrei să faci celeași lucru dinăuntru tău, îți spune, l-ai identificat, l-ai mărturisit, deci te și ar prostii de satana. Și așa ne sfințim, Doamne ajută! Pentru că s-ar putea să ai tendință, să ai tendință, dar nu spun că se întâmplă minunea dintr-o dată, dar în timp lucrul respectiv îl vei trata ca atare. Dacă în schimb ești un pocăit nervos, ca așa, de multe ori nici nu ești tu vinovat. Dacă bunicul a fost nervos, tata a fost nervos, eu cum și cu cine să amăn? Bineînțeles că noi ne imaginăm că venim la pocăință și când am primit pe Domnul Isus, mergem în reluare așa. Pentru că, păi, dar tu ești dintr-un neam apric. Nu m-am pocăit, frate. Nu, nu, ești ușor. Cel puțin spus. Așa, vrei să iei cuvântul la toți al dunării generale, crezi că ți se dă. Tata lumea știe că nu ți se dă. Numai tu ești singurul care crezi că ți se dă. Și din punctul ăsta de vedere ești știute. Ei, dacă nu identifici asta ca păcat, știi cum vei muri? Un pocăit iute. Dar dacă vii și spui, măi, orice iuțeală să piară, deci Domnului nu-i pare, îți plasă, identific și pun asta la păcă. Frate, am fost cam iute. M-am am, -am răstit la dumneata, te rog frumos să mă iert. Frate, te iertăm. Bun, Domnul întreabă, ce anume? Iuțeala, Domnule, am probleme cu iuțeala. Dintr-o dată, după ce ai cerut iertare, Domnul te spală când data viitoare vrei să te turezi, că așa ceva dinăuntru tău te întreabă, vrei iarăși să iară tare? te pregătești de treaba asta? Iară? Bun, pleci prima dată, te, oprești la jumătate, dar efectiv nu mai mergi până la capăt. Altă dată nu mă te înroșești la frață, vede cineva, tu vrei să spui ceva, dar nu poți. Nu pot, mă fac albastru, verde, dar nu spun, mai, nu spun. De ce? Pentru că am început să mă pocăiesc, Doamne ajută! Ei, peste doi ani de zile, peste doi ani de zile, dacă vin la dumneavoastră sau vine altcineva în viață, observă un om calm. Dar a fost așa din totdeauna? Nu. Prima dată a identificat, apoi s-a pocăit și apoi s-a sfințit. Doamne ajută! Amin. Și petele de pe suflet să duc. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amintiți-vă de Moise. La vârsta de 40 de ani învățase toată înțelepciunea egiptenilor, deci nu să la o școală normală. Dacă era evreu, nici nu făcea școală. Ei erau numai robi, efectiv. Învățase toată înțelegerea, știa cum se fac piramidele, știa uh, orice fel de luptă, strategie militare. De aia când o și -a ieșit și o văzut pe un egiptean că bate un evreu, nu l-o chinui jumătate de zi. Scurt așa, l-o omorât, l să pus sub năsăp și terminat. Crezând că nimeni nu l-a văzut, atât de rapid a fost. Dar l-au văzut evreii care erau în zonă. Ei, Dumnezeu îl ia și îl bagă la școala lui. Un om unul un om aprig. Câteodată stai și te gândești că Dumnezeu a văzut că poporul e o să fie neascultător și Dumnezeu a pedepsit în, în, în pustii, că aproape toți în afară de doi au murit. Oare nu era mai bine dacă îl lăsa pe Moise așa cum era el, că rezolva el toată treaba în zonă. Nu, Dumnezeu îl ia pe Moise și îl bagă în școala lui. Și îl face să stea în casă cu soc sub 40 de ani. După 40 de ani, se devine cel mai blând om de pe fața Pământului. Frații mei, când ia Dumnezeu din lumea asta și te aduce în biserică, te nervează niște frați, te tăzoa în treabă de tine, te spune, Ei, așa devii și tu blând, Doamne ajută! Foarte mulți dintre voi fugiți de asta, dar există asta. Nu stai cu socru, dar stai cu frață. tot în treabă de tine. Nu te deranja, nu te deranja. Nu știu ce relație a avut el cu socrul lui, că fiecare om vrea să fie ceva. Când a venit îngerul Domnului să vorbească cu el în pustie, n-avea nici măcar o oaie pe stoc din lui, n-avea nici o firmă de făcut caș, n-avea nimic, totul era al lui Și omul ăsta era cel mai blând om, abia acum Dumnezeu îl ia să-l folosească. Știți că își dă el testul? Când evreii îl supără pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, moi să dă la o parte, că din tine am să fac un neam mare. Nu o să mai audă ăștia la buletinile de știri de izraeliți, de evrei. O să audă de moisiști. Din tine am să fac un neam mare. M-aș fi așteptat ca moi să spună, Doamne, chiar bună idee, poftim. Și mine mă enervează la culmea ăștia. Poftim, rezolvă-i tu și așa mai departe. Nu, nu, nu. Moi să spune, Doamne, te rog frumos, mă pun eu între tine și ei. Șterge-mă pe mine din cartea vieții. Dar încăpățânați ăștia și ciudați ăștia, suciți ăștia care în continuu. te rog, lasă-i să trăiască. Ai ajuns la nivelul ăsta? Că ăștia slujitorii care slujesc în biserică. Pe ceilalți care spun, lasă l s-au lăsat, nici o problemă, așa-i trebuie. Și nu, 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 nu. Nu, Spunea Pavel, să poate să păcătuiască cineva și eu să nu. Păi când n-ar nu poți dormi, mai. Când n-ar faci măcar o rugăciune, Doamne, îndură dăm posibilitate să intervin. Ăsta era aici, Doamne. Cum de-am reușit noi să-l pierdem? Ce-am făcut aici? Ai mentalitatea asta? Nu o ai, știți de ce? Pentru că sunt lucruri pe stoc pe care le avem și ar trebui să cerem iertare să ne pocăim. Doamne ajută! Primul lucru pe care îl uită oamenii este că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Al doilea lucru pe care îl uităm este că sufletul nu este proprietatea noastră și într-o zi va trebui să-l returnăm, să-l dăm înapoi. Și ultimul lucru pe care îl pot scoate din pasajul acesta biblic este că a uitat de semenii să în nevoie. Omul acesta s-a uitat la toată recolta lui și s-a gândit că totul îi aparține. Cei drept era de piterea noii, Dar nu tot ce ne dă Dumnezeu este și al nostru. Ascultați ce spune un cuvânt biblic pe care dumneavoastră știți, eu doar vi-l readuc aminte, din Eclesiastul capitolul 5, cu versetul 19, Sfânta Scriptură spune așa, Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva a bere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele. Cum nu-i totul a lui? Nu. Ți-a dat Dumnezeu avere și bogății, nu totul e a tău, e o mică parte a ta. Bineînțeles că nevastă ta spune că totul e pentru rochiile ei și papucii ei. Și nu, nu, nu totul Să-ți iei partea ta de acolo. Pentru că cel care nu vede, are partea acolo. Pentru că cel care a avut accident și stă în scaunii cu rotile, are partea acolo. Pentru că săracii au parte în buzunarul tău. Dar de multe ori nu-i vezi. Stimați mei, bogatul acesta i-a rodit țarena și avea unde le pune, că după până atunci cu alele alte trei. Nu vedem întrebarea asta, măi, ce bine că mi-o dat Dumnezeu mai mult. Avem oameni care nu le-au rodit, nici nu au pământ măcar. O să-mi chem eu pe cineva și fac cumva să le dau la fiecare, dacă mi a dat Dumnezeu mie, să aibă și ei. Nu ești în cap, nu trecut pentru că au uitat de Dumnezeu, au uitat de suflet, au uitat de semnele lui în nevoie. Stimații mei, suntem o vreme în care uităm că împrejurul nostru Dumnezeu a așezat oameni care ne duc comorile în cer. Și pasajul ăsta biblic, încheia cu cuvintele Domnului Isus Hristos, tot așa este și cu Cel care nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Există o metodă de a te îmbogăți față de Dumnezeu. Că tot ce ai în lumea asta vei pierde. Totul. Dacă, de exemplu, din 1000 de euro, să folosesc terminologia aceasta, din 1000 de euro, tu 200 dai în numele Domnului, cu cât ai mai rămas calculat, rămas matematică, ai rămas cu 800. Privitor la veșnicie, ai rămas cu 200. Atât tot. Restul se duc, nici nu știi pe ce se duc. Dar cu 200 nu ți ia nimeni orice hoț din lumea asta, orice hacker, nu-ți poate lua ei 200. A, de pentru că ei dus unde trebuiește. V-aș ruga tare mult, frații mei, dacă a dat Dumnezeu cuiva ceva, nu uitați că Dumnezeu vă verifică. Cunosc oameni care au pornit de la puțin și care au spus, Doamne, binecuvintează-mă. Și bine binecuvântat Dumnezeu cu o mie de euro pe lună. Din mie aceea de euro, o pus deoparte pentru Domnul, pentru săraci, și o să mi-a dat Domnul, de aici pun deoparte. Prima dată nu-și plătea el facturile, prima dată dădea Domnului și săracilor. După aceea își plătea facturile și dacă era cazul împrumuta pentru facturile lui. Dar pentru Domnul și săraci ducea. A fost verificat de alte organe, nu de ANAF, de altele mai sus. Au văzut că ăsta e credincios. La momentul actual, prin mâinile lor, trec zeci de mii de dolari spre săraci, spre năcărjiți, spre cutare. Omul acela nu are nicio treabă. De ce? Pentru că în cel ce-i credincios peste lucrurile mici, va fi credincios și peste lucrurile mari. Dacă în lucrurile mici văd foarte mulți credincioși, familii, tinere, care vin și spun, Doamne, dacă îmi dai un milion de dolari, mă descurc, mă descurc. Și Duhul Domnului vine și spune, întreabă ce a făcut cu, cu, de, cu, zeci, cu o mie de lei de săptămâna trecută. Ce-a făcut cu ei? Păi nu știu ce-a făcut. I-am dat mea, nu știu, copiii, nevastă mea, nu știu, nu știu unde bun și cu milionul și ce s va întâmpla. Ei vei chivernisi mai bine? Aici e domeniul în care trebuie să lucrăm. Ori, stimații mei, ne cheamă Dumnezeu, uite te împrejurul tău. Săracii, necăjiții, scărăușii comorilor noastre în ceruri. Fă cumva și trimite prin ei. Domnul Iisus ne-a promis, cu toate că există mulți cu Evanghelia Prosperității, spunea, pe sărații veți avea totdeauna. Vor, avea, vor fi în zona acolo. Uite-mi printre neamurile tale. Vei vedea familii în care din loc în loc Dumnezeu mai lasă un copil cu un handicap de un fel sau de altul. Ala ai lăsat acolo nu numai pentru familia aia. E pentru tot leamul răjit. Nu, nu, fugiți repede în Africa. Nu fugiți repede nu știu unde. Uitați-vă între neamurile voastre că aveți familii care vă cară borcanele de compot în cer, borcanele de zacusc în cer, vă cară banii voștri în cer, de nu-i poate fura nimeni. Ați trecut pe acolo? Îi știți? Analizăm tot felul de lucruri, ne uităm, îi trimitem la muncă, avem tot felul de păreri. Frații mei, nu, te nu te cheamă nimeni să emiți păreri, n-ai vrea să fii în pielea lor. N-ai vrea să fii acolo. De aceea e important, Stimați mei, nu uita de frații tăi. Astăzi trec ei, mâine s-ar putea să treci și tu. Nici nu poți ști. Zilele astea m-am uitat la câțiva oameni care erau sănătoși ca noi și un cheag de sânge s-a oprit la creier și a făcut comoții cerebrală. Asta înseamnă paralizie și așa mai departe. Știți cât de greu își revin ca să poată merge? Știți cât de greu? Și băieți tineri și femei tinere, Noi am venit pe picioarele noastre, s-a putea într-un moment să ne aștepte și pe noi, că nu ai de să știi tu de... E, e adevărat că există medicamente pentru fluidizarea sângelui, dar și acelea dacă nu sunt luate cum trebuie, știți, pot produce hemoragii și așa mai. Deci toate lucrurile astea nu sunt sub controlul nostru. Încercăm prin medicamentați să mai punem niște proptele ceva în zona respectivă. Dar n-ai de să știi ce se poate întâmpla. Oricând poți deveni o simplă legumă, dependenți de alții, însă te poți aștepta ca după ce ai semănat în neprienire și în milă, să ai parte din milă. Te-aș ruga tare mult, gândește-te la aspectele acestea. Te-a adus Dumnezeu aici ca să vezi. Totodată observ de foarte multe ori, mai ales în mediile noastre evanghelice, creștem niște copii foarte sclifosiți, foarte pretențioși. Niște copii care sunt învățați de top telefoane, tablete, camera lui specială, așa. E drept că o bună perioadă am sus, domnule, pe noi nu ne-au lăsat comuniștii să accesăm la facultăți de top, de prestigiu și așa mai. Am făcut și noi ce am făcut, școală, liceu, o facultate de asta, de unde ne mai permitea, de mecanică, de așa, dar n-am acces, Aia e, de copiii noștri, trebuie să meargă mai departe. Frații mei, și creștem de foarte multe ori niște copii pe care cresc în puf, au tot felul de pretenții. Ne, ne întâmpinăm la momentul actual că căsătorim pe prințesa tatei cu prințul mamei din nu știu unde, căsătorim și când doi prinți clifosâți sunt lângă ei, trebuie să stai cu pompierii, să-i uzi, să-i pui, să-i ții, să nu fugă, să nu cutare, să stie... de la tot să iau, de la tot să iau. Ei, oprește-te țără, oprește-te puțin. Ia-l de așa acum și mergi într-o familie cu șase copii unde tata e paralizat și unde mama e singura care mai face câte ceva, să vadă ce telefoane au acolo. Oprește-te puțin, du-te pe acolo și vezi. Îmi povestea un frate din Austria că pe timp de pandemie, niște frați de la ei din biserică s-au gândit să ajute o anumită comunitate năcăjită din țară. Au făcut niște pachete și aveau nevoie de un șofer și de un distribuitor. Și el avea probleme cu băiatul lui de 14 ani. Avea și el mai mulți copii, lucra numai el în Austria și băiatul lui de 14 ani tot se compara cu alți copii. Și spunea, tată, vreau un iPhone, ăsta de ultimul tip. Colegii mei au, părinților le dau, tu nu mă iubești, tu nu ții la mine, tu mă disprețuiești, tu mă cutare. Băi, băiete, nu pot, dar eu dacă îți cumpăr ultimul iPhone, eu nu mai am, trebuie să împrumut prumut, nu, nu, pot, tu vezi că mai e fraț? Și ei las frate, ce pot eu face aici? Nu, că tu nu așa și pe de încolo. Când au venit frații, au spus, caută pe cineva, cu pachetele nu sunt mari. Poți fi dacă găsești pe cineva să distribuie. uite, noi îți dăm pentru că te duci și vii ca șofer atâta, la distribuitor îi dăm atâta, pentru că nu vrem să fie făcute lucrurile așa. Găsești pe cineva, găsești pe cineva. Duce la băiatul lui, spui, uite, noi plecăm în România, la niște familii necăjite, pentru distribuții, te ajut și eu, pentru distribuții, uite, e atâta. Ce mai câștigi, eu îți dau ție și luăm iphone ăla, vrei? gata, dacă se poate, așa plecam. Plecat, o venit în România, a intrat în prima casă, când au intrat în prima casă, au găsit mama la pat, tata și el într-un scaun cu rotile, și copiii erau pe acolo, prin cameră. S-a uitat într-o parte, avea un singur telefon pe care îl folosea cel mai mare dintre ei, îl folosea și era așa cum era în casă. O lăsa pachetul acolo și s-a dus la alta, în care era un copil bolnav și alții pe lângă el. L-a lăsat pachetul acolo, dincolo, 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 dincolo și o terminat. Când se întorceau înapoi, s-au lăsat liniște. Tata, pentru că se apropiau de Austria, au întrebat, ă, ce fel de iPhone ai spus că vrei? Și băiatul a spus, ăla care l am e excepțional de bun. nu mai trebuie. Dar cum de? de la ce școală l-a dus? L-a luat și l-a dus. Există orfelinate unde copiii, ca tăi, s-au născut și părinți au murit în accident. Neamurile nu i-au luat și au trimis la orfelinat. Dui, dui la orfelinatele că când ei strigă tate la părintele tău și că vrea dus acasă. Dul pe acolo. Dul când vine înapoi, nu are camera lui, nu are telefonul lui. Se schimbă totul. Știți că pe lângă ei ne maturizăm și noi? Avem foarte multe activități, frații mei, câtă vreme suntem sănătoși. Însă să nu uităm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Să nu uităm că Sufletul nu-i proprietatea noastră și s-ar putea să-l dăm. Nimeni dintre noi, dacă Dumnezeu ar fi rânduit ca oamenii să moară la 80 de ani, în seara asta aici, erau numai aia care aveau 79 de ani, 11 luni și pe aproape de moment. Dar Dumnezeu a ascuns momentul ăsta. Că în seara asta eu sau tu putem pleca și Sufletul trebuie să fie spălat și curățit. Doamne ajută! Și apoi nu uita, iubitul meu, că împrejurul tău a așezat Dumnezeu oameni care îți duc comorile sus. Într-o zi vei încheia alergarea pe pământul ăsta. Castelul, palatul, mașina, garajul, gazonul, cifra de afaceri, totul rămâne aici. Nu ești răspătit, și rămâne aici. Dar tot ce i trimis dincolo are o valoare eternă și veșnică. Fii bogat! Închei mesajul meu spunându-vă de faptul că citeam că cândva într-o anumită zonă din țara noastră existau uh, uh, puțin credincioși. Acolo, totodată, era un mare boier care avea mori și avea o grămadă de lucruri și avea un uh, creștin, un credincios care era pietrar. Toată ziua muncea în carieră. Dar vorbea toată ziua despre Hristos, despre împărăția Domnului, despre mântuirea Domnului, despre harul Domnului, despre iertarea păcatelor. Boierul s-o cam săturat de el și într-o zi l a scos din carieră, l-o luat cu trăsura lui și a spus, vezi câmpurile astea întinse toate, astea toate sunt ale mele. Vezi morilele alea care macină continuă, alea toate sunt ale mele. Vezi tot ce e pe aici, alea toate sunt ale mele. Tu ce faci? Ai să mori în cariera acolo. Ai să mori dăltuind la piatră, scoțând piatra acolo. Tu spui că ești credință, ce ți-o dat ție Dumnezeu? Și asta i-a spus, boierul, într-adevăr, astea toate sunt ale tale. Dar dincolo, din nord, din stele, Dumnezeu mi-a pregătit o mare bogăție mie. Și-a interesat și a dat seama că din câștigul lui, împreună cu copiii lui, îi ducea la cei mai năcăjiți din toată regiunea respectivă și i-a ajut... ah, o auzit boierul, a, toate au trecut, boierul l-a lăsat undeva plictisit, plecat ăla la cariera lui și boierul. Într-o noapte, boierul are un vis. Și îi apare un înger al Domnului, care îi spune, astă noapte, din toată proprietatea ta pe care o ai aici și din tot ce este în locul ăsta, cel mai bogat om va muri. Pentru bogat nu a fost problemă să-și dea seama și nimeni mai bogat. Sofoit tot timpul, nu a mai putut dormi. Iesus la nevastă s-a rugat și el cum a putut, obănuit, și o știut că el e cel mai bogat. Doar el să tot. N-a putut dormi. Trece din miezul nopții, trece de ora două dimineața, n-a putut dormi. Se gândea cum apare moarte, de unde apare moartea, cum va muri, ce va face. S-a făcut și ziua afară. Și când s-a făcut ziua și primii slujitori au venit la Conac, l-au anunțat că, că pietrarul a murit azi noapte. De ce? Cel mai bogat om din zona aia nu era boierul, era ăla care îi trimisesc comorile în cer. Stimați-mă, într-o zi vom păși dincolo. Ce o să ai? Ce ai trimis? Ce ai adunat acolo? Să ne ajute Dumnezeu să fim cei din tâi în fapte bune. Amin. Mulțumesc că m-ați ascultat. Dumnezeu să dea har fiecare dintre noi pentru a alege lucrurile bune și folositoare sufletului nostru. Amin.